Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un vlog. Un vlog ăsta, oh my god, ce mă ce mă deranjează lumina asta. Hai că acum e bine. Se vede bine. O, Doamne. Și azi m-am gândit să fac un vlog în care mă joc. Un vlog, Doamne. Nu știu ce am azi. Sunt obosit. Deci vreau să fac un episod în care mă joc GTA. Și știu că mi-a fost hăcuit canalul. O să îl las pe ăla să-mi intre pe cont. Poate o să se gândească odată să nu mai îmi facă troll. Să nu mai șteargă. Să facă nu știu ce. Mi-a schimbat numele la videoclipuri și la... Și mi-a schimbat bannerul de la canal în Hex. Și vreau să-l anunț pe omul ăsta că chiar nu-mi place să mă trolească în halul ăsta. Deci, Doamne, ce ciudat arăt când fac așa. Și vreau să jucăm. Ia ghiciți pe ce consolă, oameni buni? Pe Xbox One! Se vede? Minune. Xbox One, Alex are Xbox One. Vedeți? Deci, puteți să mă adăugați la prieteni pe Xbox One. Am 890 de puncte. Din multe jocuri. Pentru hai să vedem câte jocuri avem noi. My Games and Apps. Și... Da. După cum vedeți, am multe jocuri. Hai să vă spun care sunt cumpărate și care nu. Bineînțeles, pentru că le-am primit de la Xbox Gold. Că vă arăt, după aia am și Xbox Gold Membership. Deci, îmi pare rău că filmez cu telefonul, dar nu. Avem aici la jocuri FIFA 17, l-am primit de ziua numelui. Forza Horizon l-am primit de la Xbox One. La Xbox Live Gold Membership. Grand Theft Auto GTA, adică l-am cumpărat, GTA 5-ul. I Am Alive l-am primit când aveam Xbox 360. Asta ai cumpărat Plants vs. Zombies. Outlast-ul l-am primit, chiar dacă costa 30 de euro sau ceva de genul. Nu-mi vine să cred că l-am primit pe gratis de la Xbox Live. Astea nu știu ce îs. Le-am primit tot de la Xbox Live. Ăsta e tot gratis de la Xbox Live. Smite-ul, cred că știți și voi că e gratis. E și pe Steam gratis. The Cave l-am primit gratis, The Escapist l-am primit gratis, Tom Clancy's The Division l-am primit cu tot cu consola. Nici măcar n-am intrat în el până acum și ăsta tot l-am primit de la Xbox Live. Deci hai să vedem. Ce-i cu jocul ăsta? Pentru că n-am mai auzit în viața vieților mele de el. Ok, așteptăm să se pornească. Ok, după 10 milioane de ani. Tom Clancy's The Division. Stai să dăm mai aproape. Așa. Oh, bun. Ah, interesant. Să citim. A very small percentage of... Bla, bla, bla. Ubisoft. Care a făcut și Assassin's Creed. Start game. Engleză, bineînțeles. Engleză. Engleză, nu vreau franceză, engleză, bineînțeles. Show. Yes. Brightness. Vreau brightness 100%. Ca să se vadă și pe filmare. Accept. Connect. Ok. Ok, deci ca să vă demonstrez că am Gold Membership.
Ia uitați, Games with Gold. Și aici am de jocuri gratis, după cum vedeți. 3, 2, 1. Așa. Avem aici jocul ăsta. Costă 15 dolari. E gratis cu Gold. Jocul ăsta îl am deja, pentru că mi l-a dat mai de mult. Opa. Așa, jocul ăsta de unde să știu eu că e pentru Xbox 360. Forza Horizon 2. Un joc destul de bun, chiar foarte bun. De la 50 de euro la 25 de euro. 50% reducere. Să vedeți ce grafică bună are. Așa, dacă vă întrebați de ce mănânc în timpul filmării, habar n-am de ce. Online versiunea 1.37 944. Astea sunt cardurile din GTA Online. Deci uitați, pot să dau switch la online sau la story mode. Pe X e online, pe A e story mode-ul. Pe Y is adversary modes astea și pe RB is astea cu cursele cu stunturi. Cu scheme de astea să zbori cu mașina, știți voi. Sunt sigur că ați văzut pe YouTube dacă nu cumva aveți și voi GTA-ul. Și v-ați jucat. Uite capul meu! Am salvat jocul din aer, am uitat. Doamne, ești nebun! Eram cu mașina în aer când am intrat în joc. Ești nebun, frate! În sfârșit, frate! Avem o misiune cu Franklin. Deci nu-mi vine să cred. În aer m-a prins cu mașina. Am și uitat că azi am salvat jocul în timp ce eram cu mașina în aer. Am dărâmat ăla. Nu contează. Trecem prin apă. Și aici pe Grove Street știu că aveam și ceva hârtiuță. Dacă știți și voi, hârtiile alea secrete. Oh God, nu! Oh God, oh God, oh God! Ne lăsăm mașina aici. Pentru că fix pe aici ar trebui să fie hârtiuța. Pe unde era în San Andreas, casa lui CJ. Pe aici ar trebui să fie. Se vede ceva bătaie de inimă. Pe un prag. Uite! Acolo e, dar nu știu cum să sar de gardul ăsta. Te rog, Franklin, bravo ție. Bravo că ai sărit. Oh, ok. Am colecționat hârtiuța. Acum vreau doar să luăm bicicleta și să ne cărăm de aici până nu ne prinde vreun gangster de pe Grove Street să ne omoare. Așa, aici e Grove Street-ul, ca și în San Andreas, dacă v-ați jucat. Da, eu m-am jucat. Chiar dacă trebuia nici măcar să nu știu de el. Pentru că jocul ăla e dinainte să mă nasc eu. Și pe lângă asta, nu prea e pentru 10 ani GTA-ul. Deci chiar nu prea e pentru 10 ani GTA-ul. Ia să vedem, avem bani. YOLO, 30.000 de dolari, cam 86.000 de dolari. Confirmăm? Hai să confirmăm, YOLO. Am zis. Hello, my friend, așa. Nu mă interesează, boss. Buy some cars. Am primit mesaj. Interesant.
Să cumpărăm mașina asta? Nu, no, costă prea mult. Nici nu avem bani. Cumpărăm asta? Lumea, nu cumpărăm așa ceva. Costă într-un hal, fără de hal de mult, ca să zicem așa. Ne ducem la misiunea asta. Nu. Altă misiune? Mai scurtuță, așa avem? Îmi lasă 200 de dolari. Oh, God! Ce-am făcut? Pe unde m-am băgat? Vai, ce mă enervează! Dar nu poți să te bagi pe unde trebuie. Franklin, Michael, ești chiar prost. Zic și eu ca e Rafael Franklin în loc de Michael. Sărim pe aici! Am ajuns la Martin Madrazo cu mașina în stare perfectă! Perfectă! Caida libre. Hai să trecem peste cutscene-uri, că m-am plictisit deja. Hai, bă, intră în mașină. Asta e că e mașina lui Trevor. Două mile, frate! 2000 pe misiune, acum pe filmare, 2000. Bă, vă plictisiți aici. Trebuie să pun pauză. Asta cred că e o misiune. Cred că știu cum e misiunea, cu avionul ăla care se prăbușește. Cred că știu. Oh, stai că n-am prea sărit. Suntem foarte nici chiar foarte aproape, dar suntem destul de aproape. Wow, ce-am zburat aici. Wow! De capul meu, ce-a fost asta? Mi-a și explodat mașina! Frățică, ești nebun! Deci nu mai înțeleg nimic. Ce a fost asta, frate? Deci pur și simplu am zburat. Chiar nu mă așteptam. Frate, deci m-am chinuit atât să ajung până acolo. Hai că mor de două ori. Ok, l-am omorât și pe Trevor și pe mine și am distrus și mașina lui. Așa. Super. Ok, și o să mai facem o dată asta. Credeam că o să apuc. Backflip, frontflip, ce faci acolo? Și acum? Am nimerit din prima. Trebuie să nimerez de mai multe ori. Pam, gata. Și mai nimerim o dată.
Salut, motorul! Wow, pe lângă observator zboară! Și acum ne ducem la Trevoraș! Bosaj! Bosu! Trevor Bosu! Focus? Așa, nu trebuie să focusăm. Și pulbere. Hai să coborâm pe aici, că e mai ușor. Oi de capul meu, am zburat peste autobuz! Ei, ești nebun! Săritura extremă. Sporturi extreme, mă dau cu motocicleta. Cu motocicleta! Aleu! Și acum trebuie să... Așa, cum îl vedem, ești nebun cum am căzut. Cred că se duce până în Grape Seed și acolo pe ceva câmpie coboară, aterizează. Cu mare grijă să nu ne băgăm într-o piatră. Trenul, trenul. Dar și ce aș putea eu să fac cu trenul? Uite, pe aici se sărea boss. Și în slow motion mă dă. Oh, God! Nici măcar nu am văzut trenul ăla, ești nebun cum m-am împins. Oh, God! Oh god, oh god, oh my god, cum am trecut prin alea. Oh, bun, 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 super. Credeam că mă dă iar de la capăt, că muream. Bine, sunt poliția. I-am dat un pumn și a murit? Frate, atât de puternic e Trevor? Deja filmăm de 26 de minute, ești nebun? Da, buhai, buhai, buhai! Duce mașina undeva pe aici. Pe aici. Pe dealuri. Destroy the van. The van-ul pe care îl conduc. The van. O să destroy the van. Ok. A, frunzele! Ok, boss. Știți ce o să facem? O să luăm shotgun-ul. Îl aducem aici în fața mașinii. Cabuf! Când vine următorul om, împușcă. Oh God, am omorât-o și pe aia. Boom. Terminat. Intrăm în flacără și nu luăm foc. Oh my God, am intrat în flacără și n-am luat foc.
Oameni buni, sunt omul făcut din foc. Lose the cops. Curcani. Curcanu. 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 Doamne. Na 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 na. Te rog. Taci. Doar taci. El a zis, Doamne, El Sonora ăsta desert, Grand Sonora, nu El Sonora, Doamne, și nu-i Sonora, ai Senora, Doamne, acum urcăm din nou dealul, ca de obicei, am spălat mașina. Ok, acum trebuie să ne întoarcem. Ok, m-a luat iar poliția. Tot mă duc până acolo. Wow, cum arată mașina asta. Complet distrusă. Deci acum dacă mai bușesc o dată, explodează. După cum vedeți, iese fum din ea. Imediat ia foc. Ok, după 10 milioane de ani am ajuns la destinație. Frate, cât a durat. Cred că în joc acum e 7 jumate. 8. Și în sfârșit vine. Oh God. Oh God. Dar mașina conduce singură? Cumva conducea aia singură? Nu mai contează. Oh! Ciop! Ciopuță, puță! Patricia! Patricia Madrazo! Ce drăguț ești! O, nia, 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 nia! Oh! Am nevoie de aplicația de pe telefon. Ok, oameni buni, după, cred că jumătate de oră, am reușit. Pur și simplu am reușit, frate. Mergem acasă la Franklinaș.
Cum a fost asta? V-ați văzut? Am două faze tari deocamdată pe filmare. Aici ar trebui să am și o sticky bomb. Bun. Chop, te rog, dă-te de aici. Pentru că eu vreau să detonez asta. Hai. Deci stai, eu l-omor. Pur și simplu l-omor. Frate, deci îl omor. Pleacă, Chop, de lângă bombă, te rog. Deci detonez acum bomba. Hai, Chop, lângă mine. Gata, ești... Pa! L-am omorât și pe ăla. Doamne, mi-o omoară el câinele. Bă, ce prost! Hai, nu atâci-o cu mine. Că știu că poți să înoți. Te rog! Ciob, nu ești în stare să înoți? Was kill! Bă, să nu spui că se neacă. Nu știi să înoate? Credeam că știu câinii să înoate. Ce priveliște frumoasă. Ce ziceți, băieți? Facem o poză. Dacă aș ști cum. Hai să filmăm. Wow, voi vedeți ce tare e. Ce peisaj fain. Ok, hai să dăm save. Am filmat din first person, deci nu o să pot edita. O să rămână în first person, dar arată mai bine în first person, frate. Ok, am furat la asta mașina și acum ne îndreptăm către casă. Ok, oameni buni, și am ajuns acasă cu un wanted level, dar am ajuns. Hai să sărim puțin în piscină. Să-l învețe să se cace în curtea vecinilor. În vecinilor. Hai, sari! Nu, serios, asta zicea. Să-l dreseze să se cace în curtea vecinilor. Doamne, Franklin. Hai să luăm un medkit. Și bună ziua, oameni buni! Ne întâlnim data viitoare, papa. Glumeam. Deci, oameni buni, cred că aici se gata și episodul nostru lung de 40 de minute aproape, pentru că misiunea a fost într-un hal fără de hal de lungă. Deci, oameni buni, mă bucur că am terminat în sfârșit. O să stai pe filmare de foarte multe ori. Bye, bye! Bye, 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 bye! Scuzați, oameni buni, a fost peste 40 de minute, deci peste 40 de minute. Hai să ne și schimbăm ca să-l facem de 50 de minute. Glumeam. Nu vreau să-l fac de 50 de minute, dar vreau să mă schimb puțin. Că stau cu hainele astea de câteva zile. Uite, așa. Glasses. Sport. Street. Oh, street. Avem aici niște ochelărei. Avem niște șepci. Vreau una cu Los Santos în față, așa. Arătăm șmecher. Shoes, aici. Vreau niște papuci șmecheri, uite ăștia. Shirts, shorts, t-shirts. Astea două doar le avem, trei. Ok. Tank tops, mai eu, adică. Mai eu, așa și așa. Tops. Avem aici tot felul. Outfit, ne-am setat deja hoodie, jacket, jachet, geci, ca așa se zice la noi, nu jachete, doamne. Confund engleza cu româna. Și arătăm super. Suntem niște boși.
Deci, acum vreau să încheiem episodul ăsta. Opa, unde mă bag? Deci vreau să încheiem acum episodul ăsta în căsuța nouă a lui Franklin, pe care am obținut-o de la o misiune cu Lesteraș. Bine, nu dintr-o misiune, m-a sunat Lester și mi-a spus. Deci, oameni buni, o să încheiem episodul aici cu Franklin A. Șmecherul. Bye, bye! O, stați o secundă. Acum! Bye, bye!